Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și vă spun bun venit în bucătăria mea, atât mai vechilor prieteni, cât și celor care abia au descoperit canalul meu YouTube. Dacă sunteți și voi pasionați de arta culinară, ați nimerit într-un loc foarte potrivit, așa că vă invit să vă abonați și să dați subscribe tuturor notificărilor. Azi vreau să împărtășesc cu voi o rețetă de supă de găină cu tăiței sau fidea, exact așa cum o făcea și bunica cu ocazia tuturor prânzurilor de duminică din copilăria mea. La noi, în Banat, supa de găină sau de cocoș este nelipsită din meniul zilelor însemnate și sunt foarte bucuroasă să împărtășesc cu voi această rețetă pe care am realizat-o cu sprijinul oamenilor de la Monte Banato, bănățeni de-ai mei de la Reșița. Notați-vă, deci, ingredientele. O găină sau un cocoș frumos, eu am această găină de 2 kg pe care am primit-o de la soacra mea, o ceapă mare sau două cepe de mărime medie, 4-5 morcovi, să aibă 3-400 de grame, rădăcină de țelină cât un ou mare, o bucată de aproximativ 60 de grame, o rădăcină de păstârnac, o rădăcină de pătrunjel, opțional un ardei gras alb micuț, sare și piper negru, mai precis o linguriță de piper boabe și piper negru măcinat după gust, adăugat la final. Pătrunjel verde pentru presărat supa și 200 de grame de fidea cu ou foarte fină, oferită de partenerii de la Monte Banato, cei care anul acesta aniversează 30 de ani de activitate, deci au o vastă experiență în prepararea pastelor și de altfel produc tot felul de tipuri de paste și cu ou și fără ou. Pentru început mă ocup de găină. Soacra mea a făcut o treabă excelentă, e foarte bine opărită și curățată, fără urme de penaj, așa că tranșez găina în bucăți potrivite și trebuie să precizez că, la fel de bine, puteți folosi bucăți de pasăre, adică spate, gâturi, labe, bucăți pe care nu le-ați folosi în mod normal pentru alte preparate, în supă sunt excelente. Odată ce am tranșat găina, pun toate bucățile într-o oală încăpătoare și torn deasupra lor apă rece, atât cât să le acopere de un lat bun de mână. Pentru a obține o supă concentrată de carne, indiferent de care, găină, vită, ori de care ar fi, este nevoie să facem ceea ce se numește o fierbere extractivă, adică să extragem cât mai mulți nutrienți din carnea care fierbe. Acesta este motivul pentru care începem fierberea supelor cu apă rece, pentru că o bună parte dintre acești nutrienți sunt solubili în apă. Bun, iată, am pus suficientă apă, mi-au intrat 4 litri. Acum adaug o lingură rasă de sare, pornesc plita și setez focul la mediu, până la primul clocot, apoi voi reduce focul la minimum posibil. Supa trebuie să fiarbă la foc foarte mic, abia să murmure la suprafață. Dacă vom fierbe supa în clocot, aceasta se va pulbura și e sigur că nimeni nu-și dorește așa ceva. Între timp mă ocup de legume pe care le decojesc și le spăl bine, apoi le las deoparte până când le va veni rândul să fie adăugate în supă. Imediat după ce lichidul începe să fiarbă, se formează la suprafață o spumă. Spuma este formată din anumite proteine din carne și nu conține nimic toxic. Trebuie totuși să o îndepărtăm, asta din rațiuni estetice, pentru că dacă nu o îndepărtăm cu grijă, aceasta va tulbura supa și este evident că nimeni nu-și dorește o supă tulbure și neapetisantă. Așa că îndepărtez spuma asta cu răbdare de câteva ori până când nu se mai formează. După ce spuma nu se mai formează, adaug în oală toate legumele de care m-am ocupat mai devreme. Adaug tot acum și boabele de piper. Focul e în continuare foarte mic, permanent mă asigur că supa nu începe să clocotească și dacă se întâmplă asta, reduc focul și picur doar câțiva stropi de apă rece ca să potolesc clocotele. Supa trebuie să fiarbă până când carnea e bine gătită și, în funcție de cât de bătrână, dar și de cât de activă a fost găina, asta poate să dureze mai mult sau mai puțin. De aceea țin alături pe plită o oală cu apă fierbinte și când lichidul scade, completez câte puțin. Iată, în sfârșit, găina mea e bine fiartă. Scot acum bucățile de carne cu o strecurătoare, le scurg și le pun într-un castron. Separat pun și legumele. Acum e momentul să strecor supa, așa că am pregătit o altă oală deasupra de care am așezat o sită pe care am dublat-o cu tifon foarte curat, împăturit în câteva straturi.
Atenție, tifonul trebuie spălat doar cu apă fierbinte, nu cu detergenți, al căror gust și parfum sigur nu ni-l dorim în supă. Torn lichidul prin sită și toate impuritățile sunt reținute aici. Rămâne doar supa limpede. Am pus din nou supa pe foc, am asezonat-o cu puțină sare fină, am mai și degresat-o un pic, pentru că îmi place supa cu steluțe de grăsime, dar nu cu o peliculă de grăsime pe toată suprafața. Acum aștept să revină la fierbere și urmează să pun în supă fideaua fină cu ou de la Monte Banato, care are timpul de fierbere specificat și pe ambalaj de doar un minut. Îmi plac tăiței din supă cu un pic de textură, nu tărciuiți, așa că o să fiu foarte atentă să respect timpul de preparare. Scot fideaua din ambalaj și o rup în bucăți mai mici, apoi o adaug în supa care fierbe deja cu clocote mici. După doar un minut, opresc focul și acopăr oala cu capacul. Cât timp stă supa puțin sub capac, cu tot cu fidea, o să toc și un pic de pătrunjel, pe care îl voi presăra imediat. Am tăiat și niște morcovi în bucăți potrivite, o să-i adaug și pe ei în supă și, practic, sunt gata de servire. Presar pătrunjelul, adaug morcovii în oala cu supă, mai trebuie doar să o transfer în supieră și ne putem așeza la masă. Cât de bine arată aurie și apetisantă, dar cât de bine miroase, nici n-am cuvinte să vă descriu. Musai să iau o sorbitură. Delicioasă, exact gustul pe care mi-l amintesc din copilărie. Dragilor, asta a fost tot pentru azi. Eu sunt nerăbdătoare să savurez nebunia asta de supă. E minunată supa de găină cu fidea. Iar în cazul în care vă întrebați ce facem cu carnea fiartă, pe aceea o servim, după tipicul bănețan, între zupă și friptură, alături de cartofi și legume fierte și un sos de paradise, adică de tomate sau de vișine, așa cum am făcut eu azi. Sper să vă fi plăcut rețeta și, dacă v-a plăcut cu adevărat, să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare, pe care, dacă tot le-am menționat, să știți că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar canalul YouTube rămâne locul în care mă întorc mereu cu noi rețete și idei delicioase. Așa că, dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți și să dați subscribe tuturor notificărilor. Mai multe detalii despre rețeta de astăzi aflați din articolul de pe blogul meu, al cărui link l-am lăsat în descrierea videoclipului, dar pe care îl găsiți și, uite, sus în colțul ecranului doar ce a apărut. Acolo veți găsi și lista de ingrediente în format printabil, cât și modul de preparare explicat pas cu pas. Până la următoarea rețetă, pe curând!